I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Bună dimineața! Am ajuns la studio. Astăzi începem un nou daily vlog și am zis să nu mai vorbesc cu voi. Da, mulțumesc! Și am zis să nu mai vorbesc cu voi din Mac unde nu se auzea nimic sau de pe drum, să nu vă mai zgălții. Vă vorbesc fix din fața studioului. Trec mașini, sunt în parcare, îmi pare rău. Când e una, nu e alta și când e alta, nu e una, știți? Cam așa. I-am luat niște ghiocei că mi s-au părut foarte drăguți Lorenei pentru că a fost tot scumpă. Și astăzi avem iarăși emisiune și vorbim despre formele corpului și cum ne găsim forma corpului și sunt foarte entuziasmată să fiu iarăși aici după o săptămână. I'm so happy. Hai să intrăm. Mă duc să îmi dau cu pudră, să-mi aranjez părul și să mă dau cu ruș, că după cum vedeți n-am ruș. Și să-mi ridic cizmele, că mi-au alunecat. Iarăși am făcut 3 km și ceva, doar că de data asta n-am mai fost în întârziere. Yes! Ajuns, m-am retușat, nu vă luați de lumina asta, că nu este ca în studio. Mi-am aranjat cât de cât părul, sper să nu mi se vadă prea tare zulufii. Și acum mai aștept să intre, să se termine segmentul dinaintea mea și să intru eu în studio. I'm so happy, dar am emoții. Dar mi-am luat broșa mare cu mine, mi-am luat umerii bufanți, pe care, apropo, voi ați votat cum să mă îmbrac și cum să mă aranjez, deci pe Instagram, așa că vă mulțumesc și am respectat voturile voastre. See you! Vrei să te bag în vlog, Georgia? Da, ai apărut în vlogul meu celălalt, am luat câteva cadre cu tine. Am vrut să scriu pe Instagram, dați. Da. O să-ți dau link-ul, stai, de la vlog, dacă vrei. Dar stai să reglez lumina, că ești prea albă. Albă ca zăpada. Uite ce drăguță este Georgia. Cât de frumoasă ești. Și eu știu că sunt clepsidră. Ești o clepsidră foarte frumoasă. Da. Stau bine, da? Stai absolut minunat. Ok. Așa. Ești frumoasă. Ești foarte frumoasă. Da. Stă foarte bine și îmi place cum culoarea ta la foarte. E naturală. Da? Mm-hmm. Chiar să faci super bine. Vara să mai deschid. Șam mea e, doar că mi-am deschis un pic la vârfuri, știi, mi-am făcut blondă, că eu... Alec, rădăcina e naturală? Rădăcina e naturală, da. Dar am visat... Am crezut că e de grad, e făcut cu totul. Nu. Asta e făcut de mine, de asta. Aici că am zi... Și te pricep? Da, mă pricep pe mine, fac experimente pe mine, adică eu mă tun și eu mă decolorez. Uite, eu nu, îți mă tun de mama, că e așeză. Nu, mă tun singură, că m-am dus de câteva ori să mă tun azi și niciodată n-am nimerit-o și zic, las că învăț să mă tun singură, pentru mine e suficient. Știu, am mai auzit că știi, da. Nu, așa. Gata, am terminat, sunt aici cu Lorena, care e foarte scumpă și foarte dulce și care m-a ajutat foarte mult. Cu mare drag și ea mi-a adus ghiocei, să știți, da. Care sunt superbi. Deja a venit primăvara. Da, deja voi din bine, mă bucur. Am fost la munte ieri, că de aia am fost să răspund. Am fost la Curtea de Argeș, că am avut niște treabă și nu era zăpadă deloc. Știi că acolo mai tot plimbat. Da, măcar m-am plimbat, da. Nu era deloc zăpadă, deci numai bine că vine primăvara. Eu ieri am fost la muncă, să știi. Deci e norocoasă. Da, ea e norocoasă, a fost la muncă. Da, bine. Eu vă las și o să vorbim mai încolo când, că mai am niște treabă. Hello, loves! Așa, sper că nu se aude. Da,
Tocmai am descărcat materialele filmate azi, adică alea câteva. Scuză-mă, Udi, că stăteam pe codița ta. Iartă-mă, stați așa că încerc să fac loc printre maimucica mea. Pe lângă maimucica mea, așa. Am descărcat materialele pe care le-am filmat astăzi. Alea aveau 6-7 bucăți de clipuri. Și mi-am dat seama că nu am filmat foarte mult pe ziua de astăzi. N-am apucat, nu știu, am fost foarte agitată. De fapt, hai să o luăm de la capăt. Eu sunt, de felul meu, sunt o persoană foarte agitată. Dacă vă uitați la clipurile mele de acum 5-6 ani, vă dați seama că sunt foarte, foarte agitată. Doar că cu trecerea timpului am învățat ca în clipuri să nu mai fiu atât de hype, știți, tot timpul. Odată pentru că mi s-a spus că nu e ok și în al doilea rând pentru că îmi dau seama că nu e în regulă. Adică trebuie să înțelegeți ceva și prin urmare nu e chiar bine să fiu așa hype tot timpul. Dar asta nu înseamnă că nu sunt hyped și agitată în afara camerei sau când am ceva de făcut. Iartă-mă, Udi, tot pe coadă m-am pus, nu? Mă ierți. Așa, nu înseamnă că în afara camerei nu sunt agitată. De-aia de dimineață, cu toate că m-am trezit pe la 3:30, cred că, m-am trezit Gimini și cu maimuța și după aia pe la 4:30 m-am apucat să-mi fac eu toate lucrurile. Pe aici azi mi-am făcut cafea, m-am dus, mi-am făcut duș, nu m-am mușcat, te rog frumosului, mi-am făcut ordine pe aici, m-am mai uitat pe materialele mele, știți, adică am luat-o slow și cu toate că am avut timp, tot n-am reușit să vorbesc cu voi de dimineață acasă, pentru că am fost foarte agitată și când am ceva important de făcut, unde am emoții, de obicei așa sunt dimineața și prefer să stau în starea aia mea. Dar astăzi înfise dimineață, la emisiune a fost foarte bine. Mi se pare că m-am bâlbâit puțin, dar asta pentru că în mintea mea, în timp ce vorbeam, încercam să sortez toată informația pe care o aveam, fiindcă era foarte multă informație și asta discutam și cu Lorena. Multă, multă, multă informație și mă copleșea așa cumva că nu știu. Adică știți de fapt faptul că... Știți că eu nu prea știu să compactez lucrurile. Adică și așa am plecat de la ideea că am 15 minute la dispoziție. După aia când am ajuns la studio mi-a zis Lorena, ai 20 de minute. Zic, yay, ce bine, 5 minute în plus. Pentru că, nu știu dacă știți, dar în televiziune 30 de secunde contează, totul se măsoară în emisiuni la secundă. Adică dacă ai depășit cu 10 secunde, nu știu, material, ai vorbit cu 10 secunde mai mult decât aveai timp alocat, trebuie să tai 10 secunde de undeva, știți, din altă parte, din publicitate sau din alt spot sau mai știu eu de unde, știți? Adică nu e că lasă că am depășit timp, nu e ca pe YouTube, știți, lasă că ce mi-e 35 de minute, ce mi-e 45, nu e așa la televiziune, adică ai fiecare minut, fiecare 30 de secunde sunt mega importante și când am auzit, zic, mamă, 5 minute în plus, eram, fua, când ajung pe platou, îmi zice, Georgia, zice, avem 23 de minute, zic, și mai bine, eram așa, zic, mamă, apuc să-mi spun tot speech-ul, toate alea, tot ce aveam pregătit, de unde n-ai bani, am spus că am 80% din ce aveam eu pregătit, adică am sărit peste foarte multe exemple și de-aia mi s-a părut că m-am bâlbâit puțin pentru că încercam să scot informația și în același timp în mintea mea, în timp ce vorbeam, eu surtam informația, știți? Dar e bine, că într-un fel asta face discursul mai natural și le-a plăcut foarte mult. Vestea bună este că s-ar putea să devină o chestie permanentă. Deci sunt tare fericită de treaba asta, s-ar putea să devină o chestie permanentă în sensul că cam o dată la 2 săptămâni o să am emisiune la Metropola TV. Yes! Deci mă bucur atât de mult și apropo de asta, mulțumesc din suflet pentru toate susținerea și de la Daily Vlog-ul trecut când v-am luat cu mine și am vorbit și de după când am postat emisiunea și de acum când v-am spus că mă duc iar la emisiune. Mulțumesc din suflet, m-ați copleșit cu mesaje, cu felicitări, cu încurajări, că de-aia v-am zis că aseară mi-a tunat să vă spun să-mi alegeți voi outfit-ul și să-mi spuneți cum să mă îmbrac și cum să îmi fac părul și îmi place ideea asta că am senzația că vă iau mai mult cu mine așa și că sunteți parte din proces și nu degeaba în momentul în care voi ați început să căutați nume pentru cei care mă urmăresc, cel mai mult mie personal mi-a plăcut asta de Nico Family pentru că
sunteți ca familia mea, eu așa vă simt, mai ales pe cele, știu că sunt și bărbați, dar bărbații nu prea comentează și de aia mă refer mai mult la fete, știu că sunteți mai ales pe cele care sunteți de mult timp, că vorbeam și cu Victorița, că Victorița e de la al treilea clip. Deci Victorița este Mirela, la fel. Sunt multe, multe fete care sunt de mult timp cu mine și știu că sunt și multe fete care nu comentează atât de des. Și de-aia vă spun Nico Family, pentru că vă simt ca familia mea și mă umple de bucurie, mă umple de, nu știu, de un entuziasm absolut fantastic când văd susținerea voastră și când îmi spuneți atât de multe lucruri frumoase și contează foarte mult pentru mine, mai ales în perioada asta, nici nu aveți idee. Da, și da, în cazul în care nu era clar ce am vrut să spun, ce vroia să îmi sumez de tot asta, încă un mulțumesc și pentru susținerea de astăzi și pentru tot ce mi-ați spus zilele astea, pentru că de când am postat daily vlog-ul trecut, ați ținut-o așa numai într-o veselie cu mine și mă bucur tare mult și chiar mi-ați făcut zi mai frumoasă, nici nu aveți idee cât de mult contează când ai o zi de tot să vezi un mesaj frumos de la cineva, cu atât mai mult contează când persoana aia nu te cunoaște fizic, știți? E mare lucru în ziua de astăzi să nu știi un om și să-i lași un mesaj frumos și lucrul ăla să-i facă ziua mai bună, că de-aia și de dimineață am văzut ghiocei și mă uitam la ei, era o doamnă la metrou care vindea ghiocei, că în perioada asta sunt, și mă uitam la ei și mi s-au părut așa de frumoși, nu știu, mi-a atras fix buchetul ăla, mi-a atras atenția și zic, ia, hai să-i iau Lorenei. Oricum vroiam să iau ceva pentru că a fost foarte drăguță și mi se pare așa un gest de, na, să în momentul în care cineva e drăguț cu tine să-i întorci cumva aspectul ăsta, adică să fii și tu drăguț cu el și mă uitam la buchetul ăla de ghiocei și mi se părea așa de drăguț și zic, hai să-i iau Lorenei și când am ajuns la birou îmi zice, aolo, la studio îmi zice, aolo, zice, am avut o zi, deci n-ai idee, mi-ai făcut ziua mai frumoasă cu ghiocei ăștia și m-a bucurat atât de tare. Adică, de-ți era undeva cineva a plănuit toate lucrurile astea ca eu să mă uit la ghioceia, să iau pentru ea și ca să-i fac ziua mai frumoasă și m-a bucurat teribil de tare reacția asta și m-am bucurat că am putut să fac treaba asta și vă recomand și vouă când se poate să faceți lucrurile astea pentru că e mare lucru să lași un mesaj frumos, să faci un gest din ăsta cât de simplu, nu știi cât de mult atingi un om, cât de unde l-atingi. Poate gestul ăsta al tău îl scoate din niște depresii și din niște stări la care tu nici nu te gândești. Pentru că oamenii nu afișează întotdeauna ceea ce simt. Poate că ei par extraordinar, poate că par ok, poate că se simt bine, poate că nu știu ce, râd, glumesc. Să știți că eu cele mai multe glume le spuneam când eram într-o depresie profundă și întotdeauna încercam să fac pe absolut toată lumea să râdă, tocmai pentru că eu mă simțeam atât de rău și de aia de multe ori când văd oameni care se străduiesc din răzputeri să-i facă pe alții să râdă, să se simtă bine, stau și mă gândesc, dar oare persoana aia nu cumva de fapt are o zi foarte proastă și se simte rău? Sau are o perioadă proastă? Pentru că știu că și eu făceam treaba asta. Și de aia zic, contează mult. Nici nu știi unde ajung cuvintele tale și cât de mult bine pot să facă niște cuvinte, trei cuvinte scrise acolo undeva pe internet, lăsate pe internet. Da. Pentru că, așa cum zic eu tot timpul, o fi multă mizerie în social media și se pune foarte mult accent pe chestia asta, dar există și mult bine și există și multe lucruri frumoase și îmi pare bine că lângă mine am adunat oameni în comunitatea mea, oameni care sunt de calibrul ăsta, adică sunt oameni așa minunați. Bun, n-o mai lungim, e seară deja, eu după ce am venit m-am apucat, am făcut diverse pe aici, am mai avut niște treabă, am mai avut niște treabă prin oraș, mă rog, mi-am făcut nervi, nu mai intrăm în detalii, a fost o zi, deci cea mai bună și mai frumoasă parte a zilei mele a fost emisiunea și că am discutat cu voi, după aia să nu mai contează. Da. Așa, și ne vedem mâine. Nu știu ce fac mâine, dar vă țin la curent. Povestim. See you later, alligator. Bye, bye. Și Woody este lângă mine. Doarme. Ciao.
Așa, dezastru de astăzi. Bună de dimineața! Mă rog, încă mai este de dimineață, este 11:30 și tocmai am terminat de filmat un clip, ceea ce e foarte bine, pentru că mai adaug acolo la arhiva mea să am clipuri de rezervă. Este un clip care cred că o să vină după acest daily vlog, așa că o să rămână să-l vedeți voi. Da, și am început ziua mai lent decât mă așteptam, adică eram așa foarte sigură că o să încep ziua de vreme. Am început-o cei drept de vreme, dar am început-o citind și după aceea am mai dormit așa vreo jumătate de oră, aș mai fi dormit eu mai mult, doar că Jiminy s-a decis să nu mă mai lasă să dorm mai mult, pentru că de ce? Da, aseară am început o carte nouă, am terminat-o pe aia cu O mare de lacrimi, care mi-a plăcut foarte mult, o să vă povestesc despre ea în curând, într-un review despre cărți, dar am început altă carte și am început-o în variantă electronică, surprinzător pentru mine, pe laptop și mă ține în priză, adică aseară am adormit pe la 11 și m-am trezit pe la 5 cu gândul la cartea aia și mi-a făcut o cafea și direct în cartea aia m-am înfipt. Acum aș vrea în schimb să mănânc, pentru că am mâncat eu mai devreme, dar totuși parcă aș simți nevoia de mai multă energie și soarele ăsta îmi provoacă dureri de cap, pentru că imediat cum am apucat de filmat, ce credeți? A început să intre să iasă din nori. Până să încep eu să filmez, până să deschid camera, nu s-a întâmplat așa ceva, de-aia așa cum este ba prea luminos, ba prea întunecat. Tocmai pentru că îmi face figuri. Deci așa îmi pățesc de fiecare dată. Băi, deci până să deschid camera, este clar, senin, totul frumos. Cum am deschis camera, s-a terminat. Anyway, părul meu este foarte plăștit, este părul de-a doua zi. V-am zis că mi se îngrașă destul de tare în ultima vreme, dar whatever, nu l-am mai spălat de dimineață, chiar dacă știam că vreau să filmez. Mai am ceva de făcut astăzi, să mă pregătesc pentru mâine, că mâine este o zi foarte interesantă, am ceva planuri cu Eugenie. Ceea ce o să vedeți, cred, într-un viitor daily vlog, sper. Și cam așa până la momentul ăsta. Având în vedere că este deja 12, da, nu știu cum să mai organizez ziua de astăzi, este cald afară, dar bate vântul foarte tare. Deci dacă ești afară, ai impresia că ești în stepă, nu știu, sau la Polul Nord sau undeva unde sunt vânturi foarte puternice, pentru că bate un vânt de te ia pe sus. Deci eu tot aștept bradul ăla, molidul ăla pe care vi l-am mai arătat eu pe Instagram să se rupă, să-și dea duhul. Și apropo, da, stați că nu v-am arătat, nu, exceptând dezastrul care este aici, care este clasic după fiecare filmare, ne-am mutat iarăși birou de la geamuri, că era la geamuri în partea asta, pe timpul iernii, l-am mutat înapoi aici unde stă în secțiunea de vară, adică sub tablourile alea pe care le-am păstrat acolo. Și asta pentru că am simțit nevoia înainte de, în weekend am simțit nevoia așa să fac o curățenie generală, să scot totul din birou și din dormitor și să curăț totul și să reorganizez, ceea ce am și făcut, măcar aici în birou, unde îmi petrec cea mai mare parte a timpului și unde stau cel mai mult și unde îmi consum foarte multă energie și de-aia ocazional simt nevoia să mai schimb lucrurile pe aici ca să îmi dea un fresh și parcă are altă atmosferă acum camera asta, parcă are altă atitudine, nu știu, parcă mă inspiră mai bine. Am început să fac și poze, drept dovadă motivul pentru care sunt stativele acolo. Am și niște fundaluri pe jos, fiindcă le-am folosit. Da, chiar asta constatam și pe Instagram. Vorbeam și cu voi pe Instagram că odată cu reînceperea mea să citesc, cu reînceperea lecturilor, pentru mine, nu știu, parcă a început să-mi revină inspirația pentru poze. Știți că nu mai departe de daily vlog-ul trecut mă plângeam de faptul că nu prea mai am inspirație, că nu prea mai nu știu ce. E, uite, odată ce am început să citesc, parcă a început să-mi reînvie inspirația și cheful de făcut poze și îmi vin idei și stau și le consult și le analizez și caut cadre și așa mai departe. Încă n-am scos niște poze super mega memorabile, dar ușor îmi revin. Ceea ce e bine, ceea ce mă bucură. Acum mă voi duce să mă încălzesc niște ciorbă de perișoare, că ieri am făcut ciorbă de perișoare din care eu n-am mâncat ieri, așa că mă voi duce să încălzesc acea ciorbă de perișoare, să văd și eu cum a ieșit, că n-am reușit să văd până la ora asta. Mă voi uita probabil la un episod din Țestoasele Ninja. Ninja!
Da, o altă obsesie de luna asta. O să vedeți în favorite. După care am să... Mă apuc să fac ordine pe aici. Să pun totul în ordine. Și vedem. Vă țin la cură. Mai povestim. Vedeți ce mai bine. We're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gata? Nu? Hai să vedem dacă am și eu voie să... Ok, gata. Așa, aș vrea să termină zdreanță. Zdreanța acum în perioada asta iernii. De foarte multe ori, deși are două magazine la dispoziție, de foarte multe ori doarme aici lângă ușa din față. N-aș ști să vă spun de ce. Am încercat să-i pun diverse chestii aici în față să stea, dacă tot stă să nu stea pe ciment. V-am zis, are două magazii unde are covoare puse pe jos, are pătuțuri făcute, adică nu stă pe pământ, așa, deși lui îi place foarte tare să stea pe pământ. Dar preferă să stea lângă ușa mea să mă păzească. El, care este aproape orb, suntem frați, este aproape orb și aproape surd, săracul, are 14-15 ani, nici nu mai știu, i-am pierdut și numărul de ani, nu mai știu exact câți ani are sărăcuțul de el, așa că ce pretenții să mai ai. Da, îl las să facă ce vrea el, cum vrea el, când vrea el, pentru că și-a câștigat acest drept, având în vedere că este seniorul curții noastre. Da, am terminat ziua de astăzi într-un mare final, este undeva la... Zim, te rog frumos, că nu e 12. Nu. Este doar 11. Este 11 noapte. Am stat în duș puțin, în duș, în cadă am stat puțin, că am vrut să mă relaxez, pentru că am avut o săptămână. Da, și am stat puțin în cadă, am băut și un pahar de vin. Știți reels-urile alea cu, sau meme-urile alea cu paharele alea uriașe de vin? Sau era o scenă dintr-un film, doamne, dar nu mai știu din ce film, chiar am distribuit eu la un moment dat pe Instagram chestia asta cu spune când. Adică când să se oprească din turnat și se umpluse paharul și ea nu zicea când. Cam așa a fost și paharul meu de vin din seara asta, pentru că simțeam nevoia de un pahar din ăla uriaș de vin. Mai aveam puțin vin și am zis să-l termin în seara asta. Da, per total am terminat de filmat. Partea bună este că dacă tot am terminat de filmat, m-am apucat de editat. Am editat și daily vlogul ăsta, până și daily vlogul ăsta l-am editat. Am făcut puțin research pentru mâine, pentru că mâine urmează să merg cu Eugenia undeva, ceea ce veți vedea voi într-un daily vlog viitor.
ne-am plănuit să facem ceva, am pus la cale ceva și mă bucur că pot să fac chestia asta. Eugenia fiind my partner in crime, așa, Doamne, ce bine, și-a luat carnet, nu vreți să știți, Doamne, deci nici nu aveți idee. Pe lângă faptul că Eugenia descoperă că este sufletul meu pereche, constat chestia asta aproape de fiecare dată, exceptând faptul că nu-i place diavolul, se îmbracă de la Prada, nu l-a văzut, nu l-a terminat de văzut și nu-i place. Și acolo avem o mare problemă Eugenie, nu știu dacă chiar vom așa. În rest am senzația că e sufletul meu pereche pentru că și cu excepția Boșului, stați că mi-am adus aminte, și cu excepția Boșului, suntem suflete pereche. Mie nu-mi place Borșul de nicio culoare, deci nu vreau să-l văd, nici măcar în poză nu vreau să văd Borșul. Asta ar bea Borșul în loc de apă. Deci, așa. Îl las ei. Să zicem că ne înțelegem la capitolul ăsta, că îi las ei tot Borșul din lume, poate să-l bea ea, și eu prefer fără Borș. Stați așa că mă cheamă Woody. Ai venit? Ai venit să ne iubim? Ai venit să ne giugiulim? Ai venit să ne iubim? Hai la mama. Hai, Woody, ce giugiu? Udicioțu, da, așa îi zic eu, Udicioțu. Da, deci și apropo de Eugenia, ea îmi spune că eu sunt butlerul pisicilor mele. Ceea ce nu-i departe de adevăr, adică. Dar revenind la ea, cred că e sufletul meu pereche, pentru că nu vreți să știți câte planuri tâmpite am făcut, tâmpite, dar care pentru noi două au sens. În ultimele luni, în ultima perioadă, deci nu vreți să știți. Și dacă Doamne ajută să se întâmplă, că toate planurile astea depind de un mic element, adică de mine, trebuie să se întâmple ceva la mine, să se întâmple un switch la mine. Și dacă se întâmplă switch-ul ăla la mine și ajunge să punem toate planurile astea nebune pe care le avem în aplicare, Doamne ferește, deci stați să vedeți content. Ce e, mama? Stați că a apucat-o. Așa. Dar pentru mâine avem ceva drăguț plănuit și în consecință eu mi-am planificat niște outfituri pentru că ea fiind și fotograful meu personal și, repet, lăsând gluma la o parte, chiar observ că are un talent fără să-și dea seama, ea chiar are un talent în sensul ăsta al fotografiei, adică nu își dă seama pentru că nu știe, nu, nu are treabă cu unghiurile, cu perspectiva, nu știe. I-am zis să mai uite la clipuri cu desene, cu așa cum se desenează, să învețe despre perspectivă, încă nu, n-a apucat să ajungă acolo, dar nu le are cu astea, cu tehnica, cu partea tehnică, și cu toate astea vede, adică are un ochi foarte bun în sensul ăsta și de acolo îmi dau seama că are talent pentru fotografie și mâine o să muncesc, adică dacă tot este, o să muncesc. Așa, și m-am pregătit în sensul ăsta, am editat vlogul ăsta ca să intre duminică. Udi, te rog frumos, nu te lua de haine! Stați că aud că râgâie la ceva și cred că știu la ce râgâie. Udi! Udi, Ciociu! A, mami! Da, așa vorbesc eu cu ea. Don't judge me! This is a judgment free zone. Hai! Hai la mama! Hai! Hai, stai tu aici în raza mea vizuală, că tu faci prostii când nu ești în raza mea vizuală. Ce s-a întâmplat, mama? Ce s-a întâmplat, puiul? Stați că trebuie să ne iubim. Ce s-a întâmplat, iubirea lui mama? Ce-a făcut tu? Of, Doamne! Oh, alo! Este atât de dulcică când nu se alintă și când nu face ea pe nebuna, pe răsfățata. Este atât de dulce. Este atât de dulcică. Bine, mie cam toate pisicile mi se par dulci, dar trecem peste. Așa, revenind, deci am reușit, în ciuda faptului că n-am filmat mare lucru, să știți că am fost destul de productiv, am făcut și o friptură în seara asta, am și niște orez foarte bun. Am început să mă perfecționez în a face orezul, pilaful, nu știu cum vreți voi să-i ziceți, pilaf, risotto, whatever, pentru mine la fel. Atâta că nu fac risotto al dente, da. Dar în rest pentru mine tot orez e. Cum vreți voi, orez cu legume, cum vreți să-i ziceți, eu așa am început să mă specializez în asta, am o rețetă pe care o fac eu așa și am tot perfecționat de-a lungul timpului și a ieșit super bună.
Așa și ce-am mai făcut? Baie și mi-am curățat machiajul, ceea ce cred că deja merită felicitări pentru mine în seara asta, că sunt foarte obosită. Am vrut să mai citesc, dar vorbim cu Eugenia în seara asta despre excursia noastră de mâine. Așa. Da. Așa e când ai copii. Vorbim cu Eugenia în seara asta de excursia noastră de mâine. Am aflat că ea are cartea aia pe care eu o citesc pe laptop și a zis că mi-o aduce. Și o să vă vorbesc și despre ea ca să fie mai ușor, că mi-e mult mai ușor când citesc în format fizic. Vroiam să o comand în format fizic cartea aia. Hai să vă zic, să nu mai țin secret. Este vorba despre Lanțul. O să vă povestesc când vă spun ce cărți am citit luna asta. Așa. Da. Vroiam să o comand în format fizic, dar îmi arăta și pe Elefant și pe Libris, îmi arăta că ajunge la jumătatea săptămânii viitoare. Ori la felul în care am început eu să o citesc pe laptop și la fel la ritmul în care merge cartea aia și la cât de mult îmi place și la faptul că săptămâna viitoare, pe finalul săptămânii, eu am deja meeting-ul cu fetele de la Book Club, nu mi se mai părea relevant să o comand și să-mi vină la jumătatea săptămânii viitoare, adică până atunci cred că o termin. Că citesc eu de lent, dar aia mă ține în priză, adică mă ține în priză cartea aia și îmi place. Îmi place. Până acum îmi place. Nu știu cum o să fie până la final, că am văzut aseară scroll-am pe Goodreads. Am început să intru pe Goodreads cum intram pe vremuri pe Facebook. Acum nu mai intru deloc pe Facebook decât în grupul de la Book Club atâta. Nu mai intru pe Facebook. Aseară scroll-am pe Goodreads și cineva zicea că partea a treia, adică a treia treime, nu mai e așa de ok, da, sper să se înșele acea persoană. Da, mami, da, pupuia mea, ce-a făcut tu? Da, asta este ora noastră de iubire, de tandrețe. În fiecare seară noi avem momentul nostru de tandrețe și vă rugăm să nu ne deranjați, pentru că noi trebuie să ne iubim și trebuie să toarcem și suntem scumpe. Da, cam asta a fost pentru astăzi. Mulțumesc dacă v-ați uitat, mulțumesc că v-ați uitat la emisiune, mulțumesc că v-ați uitat la emisiune online, în timp real sau online sau pe Facebook sau oriunde vă uitați, fie că vă uitați în timp real, fie că vă uitați după aceea, pentru mine contează la fel de mult. Este adevărat că pentru unii contează mai mult să te uiți în timp real, dar eu sunt la fel de fericită și mulțumită dacă vă uitați oricând v-ați uitat voi și vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea pe care mi-ați oferit-o în perioada asta. Sunteți absolut minunați. You are my Nick family. I love you. Și da, cam asta a fost pentru daily vlogul ăsta. Vă pupă și Udi, care se pare că a început să redevină somnoroasă. Și vorbim în următorul clip. Ciao!